Salut, dragi prieteni! E un pic cam târziu la mine, dar nu e problemă. Am zis să mai fac și eu un episod din Train Sim. M-am mai jucat eu seara fără să mai filmez, dar... nu știu. Când să apară episoadele, că nu apar acum, cum le filmez, cum le pun, cum am început să le și editez, să le și mai durează, le pun și programate, fiindcă mai am și alte ocupații și e posibil ca în unele săptămâni să nu pot să joc deloc nimic sau să nu pot să ajung la calculator deloc și atunci mai bine le pun programate. Mai reușesc așa nopțile în care nu asum să mai fac. Spuneți ce mai au. Eu am cumpărat deja modul nou fiind acesta. E un mod nou. Unde e? Modul nou fiind... Nu, ăla încă nu l-am luat. Îl voi lua. Dar e cam scump, 30, zic. Unde e modul ăla nou, care va apărea pe 15 martie? Uite, ăsta e. Nord Corridor, dar vreau să-l văd. Asta e noul mod. Da. Va fi nou mod de pe 15, cumpărat deja. Aștept să vină. L-am luat, are 40% și am zis să-l iau. Ia uite. E mai bun asta de luat. Da, în fine. Sunt curios că chiar mi-a plăcut Amtrak-ul. Am văzut și nou mod. Hai că-i dau cu călători. A, nu aici. Scenarii. Am făcut ăsta de 40 de minute. Hai să vedem celălalt cu încărcătură. Are ceva mai scurt. Scurt ca timp. 30, iau. E perfect. Să vedem ce o să iasă. vezi când îi dai prima oară și îi dai prima furtă cu mâna maximă. Scoate-o în fum negru, cum scot LDH-urile noastre, mereu. O sesiune de free-to-play aici, doar. Schimb locomotiva în partea asta. Și mă duc și-l termin și gata, e perfect, e foarte scurt, nici nu vreau să mă lungesc. Aici e bine. Atât. Vreau să termin repede, să fie scurt. Mi-a plăcut și cum era ea jos. Și trebuie să recunosc. Hai că vedem dacă. Oprește, bă, oprește, bă! Ce frumos! Doar s-a întors în apă, e exact. Gata, perfect. Chiar azi n-aveam chef să stau 5 ore aici. Mai ales când prea știu să-l joc, sincer. E un joc pe care nu prea știu să-l joc. E și complicat, nu... Am atâtea informații, atâtea experiență în ale mecanicii. Da. Bun. Respectiva locomotivă era asta. Asta roșie. Despre asta e vorba. E foarte frumos. Intru doar să... mergem la linie. mergem la zi și vă voi arăta momentul în care accelerez la maxim din prima. Scoate un fum gros, foarte gros. În regulă. Ia să vedem. Suntem în full speed. Genial. Fumul gros, genial. Trebuie să recunosc că genial. Mi-a plăcut enorm. Așa ceva am văzut în România ca în fiecare clip. La vreau să zic așa, s-au gândit la lucru. Față de Train Simulator s-au depășit foarte mult, dar în același timp sunt mai multe resurse față de poate. Într-adevăr, sunt detaliile foarte mult schimbate, dar nu știu ce să zic. Poate pe viitor e făcut pentru calculatoarele viitorului. Asta poate mai mult de 75 de mile. Viteza. Nu se văd război. N-am văzut. Cred că e eroare. Dar o stată nu se poate așa. Efectul e făcut pentru pom, de exemplu. Trec pe lângă pom. De aici nu trec pe lângă pom, dar trebuie să ai de lângă pom. Dar o stată. Părerea. Ok, tot cu locomotiva asta am și deraiat, am făcut deraierea. Am mai tot făcut filme, am mai încercat să fac filme și am avut o problemă cu OBS-ul, în sensul că tot filma pe HD și nu vreau HD. De la efectul ăsta de aici, de la geam, mă refer. Cum se văd pomii. Dar eu zic că n-ar trebui același efect și la roți. Data, hai să văd și eu cum se întâmplă. Da. Gata, ajung la 75, viteza maximă. Destul de târziu la mine. Adică târziu pentru mine, acum, e 12 deja, noaptea. Mi-a făcut date de la ora 8. Pentru mine e târziu. Am tot zis că mă apuc de tutoriale și poate e mai frumos să te apuci să te joci și de tutoriale. Da, dacă nu pot să-i dau save, da. Știu ce fac, îi dau salvare când ajung la destinație și continuu. Nu știu când o să continuu, dar o să continuu. Până altă zi cu filmarea și o să montez. Vreau să-mi achiziționez un GTX 1080 Ti, cel puțin unul, care filmarea propriu-zisă să fie procesată de către el în timp real, încodat cu toate lucrurile, iar celălalt să ne afișeze pe ecran. Sau câte o plată video pentru fiecare monitor. Ce am acum nu face față clar. Ce vreau să fac la 4 și 50 de FPS-uri în condițiile în care joc nu e la maxim. Bine, deci am citit că cere, testul cere. Liberă trecere. Vreau să vă joc. Deci cere, destul cere. Eu am un i7 de generația 3-a, K1, 3,4, deci sunt apropiat de recomandat. RAM am 16, am GTX 680. Deci aici sunt măsurate cu placa de clar. Plus înregistrarea. Alternează. Da, aș vrea să-mi iau Ryzen-ul 1900 de fapt. 1900 sau 2000. SSD-ul vă cred că mai rezistă. Bine, rezistă. Deși am făcut transfer mare de date. Curios acum cum o să fie transferul de date, fiindcă am modificat ceva la setări, sunt curios cum iese, detalii. Pe lângă cele 60 de FPS-uri pe care vreau să le am oricum constante, vreau să am și claritate și fără drop-uri, fără tot căutat prin setări, dar toate cer resurse. Eu trebuie să recunosc că am un calculator de mâna a doua, în sensul că nu are așa resurse mari. Am lansat, dacă va merge bine, voi cumpăra plăcile video, neapărat cu microfon, mixeram și cu cameră video bună. Am vorbit totuși cu cineva și mi-a spus să cumpăr și placa audio. E ok, am sunetul de fond foarte mare, dar e din cauza microfonului. Știu ce înseamnă microfonul. Să nu zic este de conferință, dar e un microfon care trebuia montat pe un anumit sistem, iar pe calculator îmi place foarte, foarte urât în orice setare aș vrea. Eu am tot încercat să scot, dar în momentul în care scos foarte mult din fond, nu o să scoată întotdeauna sunetul real, adică și sunetul. Deja a început să-mi dropeze armata scriptului și deja sunt niște eroare. Se vede prea prost, părerea mea. Iarna și-a revenit. Nu vă zic de ce și-a revenit. Ba, hai, băi. E prea caldă. Și afară e prea frig. E cod portocaliu, un cod roșu, nu știu ce cod este, este un cod de frig și de soare. Da, încă mai nice afară. Ce voiam eu să zic este că în momentul în care se mișcă mai prost deschid geam. Acum, la vară, mai vedem. Dar acum asta fac. Mai revine. Mi-a revenit, dar foarte bine. Au, trebuie să filmez. Frânarea asta e aici. Dar urât să mișcă, ce mă scoate de sărite. A, rahat. Păi când? Că da, aici alera eu. Surprinzător, n-am deraiat. Chiar mă surprinde că n-am deraiat. Interesant. Aoleu, ce mă scoate din sărite, nu se mișcă. Mă enervează pe mine în joc. Nu vreau să mă gândesc cum e la editare. Ia uite, ce mă se mișcă. Hai mă, nenea, deschid geamul, revină-ți. Deschid geamul, revină-ți. La maxim geamul deschis, mi-e frig deja. Ceva și mișcă de mine. Tot surprinzător zic că... Da. Au. Uita să... Da. S-a oprit locomotiva, ea trebuie să mă închid. Să-l pornesc. Aoleu, ce mă enervează. Asta nu știu să-l pornesc. sincer, nu m-am uitat pe internet. Am frânat în timp ce era în... Aoleu, ce mă enervezi. În accelerație, fără să-mi dau seama, normal, băi, 11 FPS-uri, las-o mă, s-a de aici de treabă. Ce înseamnă asta? Deci pe FPS-uri în condițiile în care procesorul e la 20%. Iată și mai... Engine is not running and... Cum îi dau să pornesc? Asta e ceea ce de mine m-a scoate din sărite. De ce? Fiindcă nu știu. Un mecanic adevărat ar fi trebuit să știe. M-am mai uitat eu și data trecută. puțin. I-am făcut rupare la calculator, dar nu vreau să funcționeze. Ceva s-a întâmplat, dar nu înțeleg ce. Foarte puțin. Da, nu reușesc. Hold. Nu vrea sub nicio formă să pornească. Și l-am mai și oprit. Ușa de la motoare nu pot să o deschid. Altă prostie, normal. tot o pornesc, trebuie să o pornesc. Ok. Bun, nu vreau să pornesc. Mai avem resetul de aici. Engine is not running. Am înțeles. Nu știu în ce ordine. Clar nu e asta ordinea. Mai mult ca sigur de aici ordinea. Start stop. Da, nu vreau să pornesc că asta este. Știu ce fac. Las episodul, că deja e prea târziu și oricum nu mă descurc. Axonul funcționează, e bine, e perfect. E cel mai important axon. Nu mai trenul nu funcționează. Asta e aici. Ordinea cred că ia. Clar. Vreau să pornească și paci, e perfect. acasă aici. Ia să merg la tutorial, start, stop. La asta. Sunt chiar curios cum. Clar vă înțelege. Zic. The BVS Class 66 diesel locomotive, nicknamed Shed because of how it looks. This locomotive used to haul aggregates up and down the Great Western Main Line. Today, you're going to learn how to take control of this powerful freight locomotive. Start it up, get it moving, and then bring it to a stop. Start by climbing aboard the locomotive. Enter through the cab door in front of you. What page? Take a look around, and when you're ready, have a seat in the driver's chair. First, you need to get the engine up and running. Start by turning the master key on. Master key. Now get the engine started. Set the engine run switch, generator field switch, and the control and fuel pump switch all to on. Deci prima oară run, al doilea, al treilea. Here you go. Use the engine start button on the desk, then wait for the engine to get running and set the isolation switch to run. Da, am înțeles. Am înțeles de ce asta era ordinea. De ce nu pot să fac nimic? Că am pornit motorul. Blocare. Aici... Blocat. Nu pot să fac absolut nimic. Nu spune ce trebuie să fac. Izolarea trebuie pe rar. Important e că știu ce trebuie să fac. Cred că știu. Merg la load. Unde e load? Cred că aici las play. ieșit sau nu. Va trebui să mai lucrez la el. Setările din joc. Sunt astea. Te mai trebuia să le fac pentru că zic că le-am făcut, dar nu peste tot. Ia să dăm un mediu la toate. Ok. Am dat la 55. Am ăsta, îmi știe tastatura. Am jucat foarte puțin. Da. Bun, cam aici îl termin. Voi mai reveni, trebuie să mai învăț jocul, nu prea am timp, sunt în ultimul an la licență și mai avem și alte treburi. Ce să zic, vizionare plăcută la celelalte videoclipuri. Nu uitați de like and subscribe și haideți să vedem, să vă spun, să vă arăt, deși ar trebui să-l vedeți, să le vedeți aici, jocurile. Așa. Spuneți ce jucăm. PUBG am mai pus. Train Simulator, nu știu ce o să mai pun, cât o să mai pun. ETS vreau să pun. Am filmat și mi-am filmat pe HD și l-am șters. Voi filma. Nu le-am pe toate la maxim, dar le am. GTA 5 nu prea am spațiu de el în ce. Am tot rearanjat, probabil o să filmez, o să-l pun aici și mai vedem. Nu știu ce jocuri vezi, ce mai vrem să vedem mai nou. Încerc să filmez cam de toate. Bun, like and subscribe. Mulțumesc pentru vizionare și ciao les!